Pentru Scorpion, comunicarea cu apropiații aduce o stare de bine, fericire, abilități, stabilirea nevoilor, atracția către spiritualitate, misticism, cunoaștere intuitivă, cunoaștere profundă, relații bazate pe intuiție, pe mister. În 21 iunie, solstițiul de vară cu soarele intrat în rac, aduce pe carieră dorința de a vă cunoaște mai bine trecutul, emoții profunde care pot să vă aducă în situația de a fi mai puțin înțeleși de ceilalți, capricii, intuiție. Ascendentul solstițiului din 21 iunie este în Scorpion, aduce energie, organizare, capacitate de a conduce, dorința de a vă proteja relațiile, de a vă manifesta un pic mai posesiv. Soarele se află în cuadratură cu Neptun și aduce pe carieră posibilitatea unor momente mai nefericite, poate chiar excese culinare, imaginație care este mai dezvoltată în aceste momente, posibilitatea de a ajunge la amăgiri, riscul de a fi înșelați, de a avea deziluzii sentimentale. Luna din Leu aduce pe carieră sau pe menirea voastră posibilitatea de a vă exprima mai puternic emoțiile, sentimentele, momente favorabile pentru creativitate, pentru a avea admirația celorlalți. În zodia Leu, în casa a noua, se formează un stelium de trei planete, Marte, Venus și Lună, și aveți pe carieră acțiunea, dorința de a progresa, de a căuta, de a cunoaște, de a călători. Uranus este în cuadratură cu Marte, aduce frustrări pe zona de contracte, de carieră, acțiuni instantanee, riscuri de accidente ușoare, riscul de a fi excentrici, riscul de instabilitate, de impulsivitate, de nervozitate mai mare, lucruri care pot să afecteze starea de sănătate. În relație apare și riscul de separare. Neptun, în casa a patra, aduce însă dorința de cunoaștere a trecutului, a mediului natural, a intuiției, dorința de a fi fericiți, de a vă dedica căminului, spiritualității. Jupiter și Uranus în casa a șasea însă aduc un interes aparte pentru reușita profesională, pentru creativitate, pentru sănătate, pentru lucruri care țin de nou, de progres. Și ele pot fi adeseori folosite și în zona contractelor.